ai primit propuneri indecente da, de-a lungul... Clar. Da, și de la oameni cunoscuți, să zic da, așa? Da. Ți-au oferit bani? Și bani și celebritate. Unul chiar, milionar, mi-a zis că mă face vedetă peste noapte. Țin minte că aveam 25 de ani, eram la televiziunea publică și... Și nu pot să uit chestia asta, că el era cu iubita lui, cu prietena lui oficială într-o discotecă și eu eram cu soțul meu în aceeași discotecă. Și a prins el momentul când fostul meu soț s-a dus nu știu unde și a trimis pe cineva să-mi spună că vrea să vorbească cu mine. Fiind un om cunoscut și fiindu-ne și prieten, am zis că are să-mi spună ceva, omul vrea să-mi spună ceva. Și zic da, știi? Nu știu. Înțelegi? De la oameni politici ai primit astfel de propuneri? Da. Da, și așa, gen, te bag în partid, te fac consilier, te fac senator, te fac ce vrei tu. Te trimis și la UE. Bine că nu te-au trimis. Ce să caut eu acolo? Dar acum mai primești propuneri? Da, pentru că eu cred că da. Da, mai ales după ce am divorțat. Deci, ai primit ofertă de la ei în fiecare an. Și de ce nu ai mai pozat? Pentru că am considerat că atunci când ești un deschizător de drumuri și ești prima apariție, nu contează, dacă ești primul și faci un lucru pe care nu l-a făcut nimeni înaintea ta, cumva rămâi sau intri în istorie. Eu am intrat în istoria showbiz-ului, da? Rămâi acolo și dacă te repeți, ești aceeași persoană, arăți același lucru, probabil schimbi doar, nu știu, schimbi pagina pentru că trupul e același, poate, știi? Bun. Acum să trecem un pic la operații estetice. Oh! Da. Ai operații estetice? Una singură. Mi-am făcut nasul de mult. Când m-a bătut Zina Dumitrescu la cap, era o modă pe atunci ca fetele să aibă nasul cârn. Mă rog, nu mă iau eu după modă și ca să-mi stric fața. Dar e adevărat că aveam un nas cu personalitate. Era lung și ascuțit și puțin cocoșat. Și Zina Dumitrescu n-a reușit chiar ea să mă convingă de lucrul acesta. Când am intrat în televiziunea publică, realizatorul emisiunii mele, la fel mi-a zis că știi când te întorci din profil, cumva ți iese nasul din ecran. Dar acum... De exemplu, să spunem, nu știu, pe la 60 de ani, da, ți-ai face ceva, intervenții, dacă ai simți nevoia. Da. Eu mă gândeam eventual la silicoane. Deci, poftim? Care silicoane? Tu nu vezi ce am aici? Uite și tu ce am aici, Doamne! Nu! Deci eu dacă am fost renumită sau ca manechin... Sau la silicoane în partea dorsală, ca să spun așa, pentru că nu știu dacă ai observat, dar la noi dorsală, există... Nu, am și de ăla. Am și derie. Am. Deci suntem în regulă, nu? Sunt foarte în regulă, dar pentru că ai adus vorba despre sâni, eu am sânii aceștia destul de generoși, tot așa, după linia mamei mele, mama bunica. Dar când o să ajung poate la 60-70 de ani și sânii aceștia vor coborâ în mod natural, că de-aia e legea gravitațională, adică până la urmă se întâmplă. Asta e. Și elasticitatea pielii cade și așa mai departe. M-am gândit la asta că aș vrea să-mi facă o ridicare de sân și poate o reducție, adică să fie cumva să îi împingă unde trebuie să arate, stea. Da. Mama, bunica și străbunica, de exemplu străbunica și bunica erau considerate cele mai frumoase femei de pe Valea Dâmboviței, iar mama mea a fost considerată cea mai frumoasă domnișoară din orașul Târgoviște. Deci, cumva... am gene bune. Ai dus tradiția mai departe. Nu știu dacă am dus tradiția mai departe, dar m-am folosit de ea pentru că genetic, da, am plecat cu un start bun. Tu, Dana Săvuică, ce vrei de la viață? În sensul în care, ce faci tu acum ca să te întreții, să ai banii tăi, cu ce te ocupi? Care sunt proiectele? Am proiecte de travel cu agenții de turism și am intrat în social media. O altfel de televiziune, dar virtuală. Fac live-uri pe Facebook cu diverse persoane care ne povestesc despre un stil de viață sănătos, de calitate. Îmi fac proiectele mele pur și simplu așa cum îmi doresc eu, în ritmul meu, după mintea mea, nu mă photoshopez la greu. Deci nu, încerc să rămân reală.
Și cred că urmăritorii mei știu lucrul acesta, pentru că chiar dacă am proiecte unde da, primesc bani ca să promovez diverse lucruri, de la hoteluri, la haine, la bijuterii, la accesorii, la mâncare, la creme, la... Bun, dar până nu testez, până nu mă duc și văd eu cu ce se mănâncă treaba aia, nu primesc niciun ban. Nu accept contractul până nu văd că toate funcționează așa cum vreau eu.